Trăim cu comunități de energie. Ce putem face să schimbăm starea de fapt? De ce e important să avem comunități de energie în România? Dacă te simți afectat de criza climatică, viitorul energiei este democratic, descentralizat și verde. Comunitățile de energie pot fi o soluție fezabilă la problemele pe care noi le întâmpinăm aici. Pentru că țara noastră are nevoie de un cadru legislativ favorabil, Valea Jiului și întregul județ Hunedoara se confruntă cu o sărăcie energetică extrem de ridicată. Model participativ de producție de energie electrică ce va contribui la tranziția către sursele de energie regenerabile. Pe înțelesul tuturor, dacă ne unim în comunități de energie, atunci putem să nu mai depindem de prețurile și condițiile care ne sunt impuse. Mai puțin vulnerabil în fața creșterilor prețurilor energie. Se impune definitivarea legislației aferente. Am redus cantitatea de noxe. Și asigurarea accesului la finanțare publică. Oportunități de învățare și de socializare. De facturi, reduse la curent, înseamnă independență energetică. Beneficii de dezvoltare economică, generând locuri de muncă, crește coeziunea socială. Îmi doresc să fac parte și eu dintr-o comunitate de energie în București, în blocul în care locuiesc și fără să mai fie frică de creșterea alarmantă a prețurilor la energie. Dar pentru asta este nevoie de crearea unui cadru de reglementare. Este nevoie ca oamenii să aibă acces la fonduri publice. Pentru că este un lucru benefic atât pentru comunitatea noastră, pentru consătenii noștri, cât și pentru mediul înconjurător. Pentru că reprezintă viitorul. La o formă de independență energetică, vrem să maximizăm fondurile europene disponibile și de-abia așteptăm să putem să creăm prima comunitate de energie. Deoarece energia pe care o producem trebuie gestionată doar de noi. Doar împreună putem depune cereri de finanțare mult mai eficiente decât cele individuale. Vrem comunități de energie. Susține și tu memorandumul pentru comunități de energie.